Așa, și eu când eram mică, că poate m-ați întrebat, eram... Lipicioasă. Lipicioasă, da. Aveam foarte... Eram plină de dulciuri. Și... eu când eram mic, eram un copil, cum ai zis tu, lipicios. Și de la dulciuri și de la așa. Și eram un copil mai... aveam o boală. Pe care o am și acum. Știți cum se numește? ADHD. Râie. Uai și acum? Da. Ai avut râie. Nu, na, ADHD era și mâncam un oroi. Cu paleta de muște. Dar zice cu paleta de muște. Pentru că era n-aveai mai... O lingură. Da, era aia care o, îl pânteam pe bunicul meu când o lăsa din mână. Că era aia puturoasă, știi, care de ani de zile, care o... Era un cimitir de muște ăla și când era vedeam... Era groasă de la câte muști erau moarte acolo. Da? Și gălbejit așa, știi, și forțată. Și mâncai noroi cu aia. Uite, și acum mi-e poftă, n-aș știam. Și o luam și luam cu paleta de muște și m-a prins bunica mea. Mamă, ce măcel mi-a dat. Tu o paletă? Mi-a dat o altă paletă de noroi. Ia și mănâncă cu paleta asta, că mi-e curată. Exact, exact. Da. Dar noroi a fost ok. Băi, noroi, nu știu, mi se părea extraordinar, nu știu de ce. Și acum... Și de aici așa expresia că ai mănânci noroi când ești mic și când ești mare mănânci căcat. Exact, exact. Da. Uite, vezi? Cam așa, adică nimic deosebit. La fel de... Mâncam normal. Noroi cu paleta de muște, mi se pare atât de vizual tot. Foarte, se pare foarte specific. Da, da, pare da. Că dacă nu găseai paleta de muște, mai mâncai noroiul nu ăla puteam, asta. Nu puteam, puteai, deci dacă era, mi-era scârbă dacă era cu lingura. Și nu știu dacă, uite, dacă, dacă se vede pe cameră, pune-o dacă mâna lângă mâna mea. Ca să vedeți cam care e, ca să vedeți cam... Mamă. Da? Și gândiți-vă ce mână mică avea ea când era mică și paleta de muște e mare și doar imaginează-ți cu ce dexteritate mânca noroiul ăla. Sergia, cu că mă uit la mâna ta, pare că sunteți împreună pentru că arată ca o paletă de muște și fără tine nu se poate. Dar tot timpul îmi bagă de niștile Nutella și mi-le lingi. Da. Nu înțelegeam eu ce... Păi, okay, acum cred că de asta suntem noi doi împreună, tu știi? Da, da, da. Da, da. Și mâncam tot de pe fundul găleții, știi că... Ce găleată? Păi îmi puneam în găleata aia de făcut cimentul, nu cred. Ba da, făcut de așa, și băgam și o leacă de apă să fie mai, că nu puteai să-l iei, dacă nu ploua, dacă nu dădea Dumnezeu ploaie... Tu vorbești îți... din lut direct. Da, nu, păi dacă nu dădea Dumnezeu ploaie, mi săreau dinții. Că era greu, știi, că era mult. Da, da. Și așa, ori puneam eu apă și făceam eu acolo cu ciment cu și mâncam. Și de acum de asta ai dinții așa de tari. Da. Și pe lângă asta mai tupam șobolanii în bot. Chiar șobolanii. Da, 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 îi prindeam șoarici. Cum? Tu ești singurul copil care a prins șoarici la țară? Că eu niciodată n-am reușit să-i prind. Aveam capcane pentru el, băi, deșteptule. Păi și cum îl prindeai și stătea? Acum. Să-l pupi? Da. Uite, se vede, știi cum îmi dau seama că n-am făcut asta? Ies vedi când vii de la țară, pentru că are impresia că șoarecii ăia de la țară din câmp îs ca pisicii care stau să li mângâi. Dar nu mai... Nu așa luam, funcționează. Chiar luam și am adunat niște șobolani. În fine, eram foarte normală.